De la început? Tot textul? Un singur sfat, dacă îmi permiți, nu intra niciodată în armata oamenilor de paie. Never. Știu, tentația e mare, fiindcă solda e bună și viața e mediocră și dulce în felul ei. Cuibărit în sistem amorțit, ne știu de nimeni la călduț, viața trece pe lângă tine, anesteziat de iluzia confortului mic. Ferește-te, man! Soldații armatei de paie sunt complicii voiți sau nevoiți ai Legii Marilor Golani. E armata a uneltelor și figuranților, a celor care nu au curajul să spună nu, a celor de dinainte învinși. Fugi cât mai e timp, atâta îți spun, până ce o treabă nu ți-a intrat în sânge să se împrăștie în tot corpul, să-ți subjuge voința, să te ia de cap, să te îmbete. Soldații armatei de paie nu mărșăluiesc, ei stau în fotolii, au în față monitoare și teancuri de dosare cu șină sau plic. Vorbesc la telefon, au apă în sticluță și sandwich de acasă. Iubesc ștampilele, s-ar căsători cu ele. Dau SMS-uri și joacă solitar. Șușotesc și ascultă ordinele de sus sau de foarte sus. Vitejia lor e răbdarea, virtutea lor e obediența. Din cea mai prăpădită primărie de țară și până la cel mai luxos birou din minister, armata oamenilor de paie e infiltrată, tăcută și tenace. Toți își văd de treabă, cu nasul plecat, cu urechea ciulită. Fac ce li se spune și așteaptă ziua de salariu. Moșmondesc. Stau în pătrățica lor și așteaptă sărbătorile legale. Aduc prăjiturile la serviciu pentru colegi, fumează la locurile de fumat și așteaptă vacanțele. Dincolo de ghișeu e lumea barbară. E haosul care trebuie ordonat. Nu, nimeni n-ar face un rău sau o ilegalitate, ferească sfântul. Sau, mă rog, nu una mare, doar mici, foarte mici servicii, inofensive. Chestii pe care mă înțelegi nu le poți refuza. Doar oameni suntem. Umanizează sistemul prin mici slăbiciuni. Vin în întâmpinarea oamenilor, îi înmoaie rigiditățile. Sistemul, să o recunoaștem, uneori e absurd. Ferească Dumnezeu să intri cu totul pe mâna lui. Trebuie să înțelegem omul, să mai închidem ochii. Nu amândoi, doar unul. Deci nimic nu e perfect. Îl mai reglăm din mers. Nu, nu foarte, în limita legii, mă înțelegi. Chiar dacă uneori pe muchie. Da, se mai întâmplă. În situații excepționale, desigur. Nu vorbim de funcționari onești, fără de care statul s-ar dezarticula, ci de complicii știuți și neștiuți ai Legii Marilor Golani. Fiindcă armata oamenilor de paie e a lor, armata complicilor din sistem, cu ei căpușează și spoliază, cu ei cumpără de la stat ieftin și vând tot statului mai scump. Ei îi pun, ei îi scot dacă e nevoie, ei îi compromit dacă o cere cauza, fugi cât poți. În timpul liber, soldații armatei de paie se simt bine. Se îmbată cu prietenii, desigur. Merg la grătare în weekend. Înjură decent, ca tot omul. Se uită la seriale. Au o frumoasă viață de familie. Luați individual, soldații armatei de paie sunt niște oameni de treabă. Iubesc copiii și natura. Unii chiar au umor. Fac glume bune. Îi interesează politica, însă n-ar recunoaște nici în ruptul capului. Urmăresc cu aviditate cine, ce, cum și unde, cu aerul că nu interesează nimic. Se enervează cu măsură. Sunt afabili. Când le cer părerea, scot pe gură doar rumeguș. Grija lor cea mai mare este să nu supere pe cineva puternic. Să nu deranjeze pe cel ce a pus acolo unde sunt. De aceea, orice ar spune, nu se aude decât un foșnet de paie. E armata lucrurilor mici care fac umbra mare, una cât cerul patriei. Vitejia oamenilor de paie este să-și apere locușoarele. Pentru asta se agită mereu, este singura lor teamă. Bucile lor au făcut niște gheluțe mici și foarte puternice cu care se țin de stofa scaunului, de pielea roasă a fotoliului, niște gheluțe oțelite ca niște ancore. Când simt pericolul, ies din bucile lor pufoase, așa cum ies gheluțele din pernuțele pisicii. Pac! Se prinde expert de scaun. Nu-i clintești nici cu buldozerul. Cel mai tare le este frică de cei cu protector mai mari decât ai lor. Abia după aceea de cei mai buni ca ei. Dar da, dacă ai făcut studii în străinătate, e bine să te ferești de ei, să piei din calea lor, să te ascunzi într-un tufiș sau să-ți pui lacăt la gură. Mai bine le spui că ai doar liceul sau o facultate privată în provincie. Abia atunci îți zâmbesc. Creierele noastre ducă-se. Pa! Meritocrație? Școli? Diplome? Pa! Paris? Londra? Viena? Berlin? Ia ca fâs. Fiecare se descurcă cum poate, să se ducă unde s-au școlit. De plasa deasă și meschină a oamenilor de paie nu se trece. Rândurile lor sunt dese ca pâsla.
Mediocritatea lor e dură ca betonul. Nimic nu trece, nici o rază de lumină. Dacă au făcut școala dincolo, să lasă orice speranță. Rămâneți acolo. Dacă ești bun, de ce nu te primesc ăia? Să vină la noi toți repetenții? Și apoi cine a putut face școala dincolo? Fie de îmbogățiți și securiștii, zic îmbogățiții și securiștii. Diplomele lor din străinătate? Să se șteargă la fund cu ele. Să facă borș. Să se spele pe cap cu ele. Să le facă avioane de hârtie pentru copii. Cine a pus să studieze acolo? Ce au căutat? De ce nu au rămas în amarul țărișoarei noastre? Ce? Școlile noastre nu sunt bune? Profesorii noștri sunt tâmpiți? După atâția ani de vorbit o limbă încălcită, mai simte-i românește? Mai tresare vreo fibră națională în inima lor străină? Oamenii de paie nu strigă, doar șușotesc între ei. E un zgomot de fond ca o apă în care trăiesc, e mediul lor. Nu apă, aer, foc, ci bârfă și combinații. Uneori șușotelele ajung în megafoane de hârtie sau în pixeli. Numai când trebuie, numai și numai atunci, pentru că armata oamenilor de paie este disciplinată. Recrutarea oamenilor se face foarte atent, cu mici înțelegeri pe nesimțite. Work in progress. E un contract nevorbit pe care toată lumea îl știe. Prieteni, rude, vecini, părinți garantează pentru tine că nu ești conflictual, că nu ai gura slobodă, că nu vei țipa, nu te vei revolta, ești băiat bun. Nu-ți vei face de rușine protectorul, că ai simțire patriotică dacă e cazul, ești loial, nu fluieri în biserică, nu tușești la morgă, doar foșnești frumos din paie. Între Liga Marilor Golani și Armata Oamenilor de Paie nu mai rămâne decât foarte puțin loc. Patria devine îngustă. Acolo se stă incomod, în picioare. Dacă te dor picioarele, nu ai unde te așeza. Asta e. Te sprijin când pe un picior, când pe celălalt. Îți amăgește oboseala. O clipă dacă ai țipit, te trezești într-un fotoliu călduț cu un teac de dosare în față.